Cu toții știm că majoritatea oamenilor iubesc filmele care au ca sursă de inspirație benzi desenate, jocuri video, cărți simple, canale de YouTube sau jocuri de masă, însă filmul despre care vom vorbi astăzi este despre o șosea. Știu, sună destul de plictisitor, dar nu este vorba despre filmul 8 Mile al lui Eminem sau Mad Max și nici despre melodia Old Town Roads. Filmul nostru va fi despre șoseaua ZZX, un drum de 7,2 km din comitatul San Bernardino, California. Este o parte asfaltat, o parte drum de țară și este o ramificație a autostrăzii 15, care duce de la comunitatea neîncorporată, adică o porțiune de pământ care nu este condusă de lideri locali municipali, ci de către o unitate administrativă. Acest colectiv izolat se numește desigur ZZX și acolo nu se întâmplă niciodată nimic interesant. Cine conduce pe șoseaua ZZX? În cea mai mare parte, nimeni. Ce poți vedea pe șoseaua ZZX? Doar deșertul. Ce lucruri interesante au loc pe șoseaua ZZX? Absolut nici unul. Există o semnificație a numelui ZZX? Da, dar nu tocmai. Acesta este un nume inventat de Curtis Howie Springer în 1944, pretinzând că este ultimul cuvânt din dicționarul englez. Sunteți gata să investigăm? Acum, poate că vă gândiți, nimeni nu ar fi suficient de tâmpit ca să investească într-un astfel de film. Însă lucrurile nu au decurs astfel, permiteți-mi să vă introduc thrillerul ZZX Road din 2003, un film renumit nu pentru faptul că are cel mai enervant nume și îți rămâne toată ziua în cap, ci pentru faptul că este filmul cu cele mai proaste încasări la lansare din istorie. Producția lui a costat 1,2 milioane de dolari și a produs enorma sumă de 30 de dolari. Ca să înțelegeți mai bine, cu 1,2 milioane de dolari poți deschide o afacere, însă cu 30 de dolari îți permiți o duzină de cărămizi sau un hanorac. Ca să fie clar pentru toată lumea, ZZX Road este un film real, nu inventăm povești. Nu a fost creat cu scopul spălării banilor celor implicați. A avut investitori, un director, un scenariu, cameramani, make-up artiști, chiar și acea persoană care folosește o clachetă la începutul fiecarei scene din ansamblul filmului. A avut de asemenea chiar și actori reali, precum Katherine Heigl, care mai târziu a câștigat un premiu Emmy pentru rolul ei din alt film numit Anatomia lui Grey și a fost rolul principal în filme precum Knocked Up, 27 Dresses și așa mai departe. A jucat și Tom Sizemore, care era deja faimos pentru interpretarea sergentului horvat din filmul Saving Private Ryan sau în limba română Salvat soldatul Ryan. El a interpretat de asemenea colonelul McKnight din filmul Black Hawk Down. Actorul mai era cunoscut pentru problemele sale cu substanțele ilegale. De fapt, Sizemore a fost arestat în timpul filmărilor filmului ZZX Road pentru că a picat testul antidrog în timpul eliberării condiționate, dar s-a dovedit că a fi un actor de mâna a doua te ajută în astfel de cazuri. Astfel a fost reținut de autorități, dar eliberat curând, iar filmul a fost finalizat cu succes. În acest moment al videoclipului v-aș fi putut descrie acțiunea filmului cu cele mai slabe încasări din istorie, dar vă voi spune doar că este vorba despre o aventură dintre o domnișoară și un contabil în Vegas, prietenul ei află, intervine și ajunge să fie omorât de către cei doi amanți care încearcă să îl îngroape pe șoseaua ZZX, dar se dovedește că fostul iubit este în viață și bla bla bla, înțelegeți voi. Videoclipul de astăzi nu este despre acțiunea filmului în sine, este despre cum un film real în care joacă actori legitimi a făcut mai puțin bani decât un angajat de la orice fast food. Deci, iată răspunsul, ZZX Road nu a făcut doar 30 de dolari la lansare pentru că a fost cel mai prost film din istorie, cu toate că se află printre ele. Până la urmă, chiar și filmele proaste produc ceva bani, nu-i așa? ZZX Road nu a produs nimic la lansare pentru că nu a încercat.
Uniunea actorilor de film și televiziune are o regulă care spune astfel: atunci când produci un film cu buget redus, adică filme cu un cost de producție de sub 2,5 milioane de dolari, poți plăti actorilor un tarif mai mic dacă filmul este lansat într-un teatru domestic, motivul fiind că, în teorie, acest lucru ajută cariera actorilor atunci când filmul este arătat publicului pentru prima dată într-un teatru autohton, în cazul de față din America. Cu toate acestea, iată cum au decurs lucrurile în realitate. Producătorii peliculei Zizix Road nu au vrut să facă o lansare domestică a filmului, în schimb, planul lor a fost să își recupereze banii din vânzarea DVD-urilor și drepturilor de televizare peste graniță. Totuși, pentru a putea plăti actorilor un salariu mai mic, producătorii au fost nevoiți să facă premiera filmului în teatrele americane. Din fericire pentru ei, regulile Uniunii Actorilor nu sunt bine puse la punct și, prin urmare, termenul de lansare într-un teatru domestic are o definiție extrem de vagă. Pentru a îndeplini acest termen vag, producătorii au închiriat o cameră de proiecție dintr-un teatru din Dallas, unde au fost nevoiți să redea filmul o dată pe zi timp de o săptămână. Nu aveau postere, nici prezentarea actorilor pe carpeta roșie, nici reclame pe YouTube sau în mass media, nimic. Cea mai proastă organizare de promovare a unui film și, la final, doar 6 persoane au venit în cele 7 zile de redare a filmului pe marile ecrane, plătind fiecare câte 5 dolari, de unde a și rezultat uimitorul profit de 30 de dolari. După cum s-a dovedit, doi dintre membrii audienței erau make-up artiști care au lucrat la producția filmului. După ce a aflat acest lucru, unul dintre actorii care a jucat în film a returnat prețul plătit de cei doi spectatori pentru biletele lor. Deci, în realitate, încasările filmului au fost de 20 de dolari, ceea ce în realitate este mai puțin decât costă un DVD cu acest film pe Amazon. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut, nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!